Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a scăzut cu 15% în Chișinău. Potrivit Direcției Municipale Sănătate, pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate în jur de 5.700 de cazuri, cu peste 1.000 mai puțin decât acum o săptămână. Din numărul total de cazuri, 3.850 au fost înregistrate în rândurile adulților, iar peste 2.000 au fost copii. 113 bolnavi cu infecții respiratorii acute au fost internați. În total, săptămâna trecută, 213 oameni sau au bolnăvit de gripă, dintre care 71 copii. De la începutul sezonului rece au fost înregistrați 893 de bolnavi de gripă. În lunile februarie martie, șapte dintre persoanele care s-au îmbolnăvit de gripă au murit. Totodată, conform datelor unui sondaj realizat de Magenta Consulting, aproape jumătate din moldovenii chestionați preferă să se trateze acasă, fără ajutorul medicilor. Iar 30% se adresează după ajutor profesionist tardiv sau când simptomele maladiei są agravate.